la rugăciunea cea curată, imediat Sfântul Isaac, ajunge unul din 10.000 din cei care se țeles. Rugăciunea cea curată. Când mintea când trece pe inimă, se unească cu inima, întâlnește două vâmi. Și când mintea pogoară în inimă, întâlnește prima vamă la care nu trebuie să te oprești nici o clipă. Vama imaginată, a începuirii. Să nu te începui pe Dumnezeu, că nici erovimii, nici serafimii, nimeni nu poate începe cu Dumnezeu, n-are margine în veacul, veacul ca să-l pot începe, imagina. Treci repede pe acolo și pe urmă ajungi la vama rațiune, în poarta inimii. Aici o atacă pe mintea noastră, dragă numită arcicon. Aici la vama rațiune nu atacă dragă cu păcate, cu patim. Cu cuvintele Scripturii, așa dragi te urmări. Nu mai și vezi că când te concentrezi mintea către nimeni, nu mai și vezi că apare minte. Ridicata la mare, ca ai tăi, turburând am pe munte. De unde asta, mă? Cântarea lui Moise. Și ne scai, mă? Și ne sapere, mă? Cum a turburat? Apostole. Te-a duce târcuirea, dar Grigore Palama. Multe sunt Doamne, în Dumnezeu după dar. Care se treaptă așa mai de sus, duhovnicească. Dealuleța și de pe treapta a doua urcușul domnicesc. Noi, ca să ajungem la desăvârșire, avem trei trepte. Făptuirea morală, contemplată naturală în dușul Dumnezeirea după dar. Făptuirea morală încă se folosește de zidire ca să ajungă la Dumnezeu. Tu când te rogi, nu teologii, să fie bajocorii de dragi. Te atacă dragi teologii. Ca să ții cu mintea la aietea, bancă îți dă și mândri. Măi, ia uite ce lucruri mari înțeleg eu acum. Asta pentru că mă rog. Și îi râde să prăbădea de râs. Că tu nu te rogi, tu te logiță. Ei să prăbădea de râs. Că tu ești înșalat de ei și ei vede câte minune din sărăciunea lor. Nu! Te cobori cu o singură rațiune în inimă. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Deci teologia la o parte și când s-a unit mintea cu inima, care-i semnul? Că te-ai pogorât în inimă. Să n-ai veșe un cui de foc în inimă. Să încălzește inima ca focul și sunt pe o dulceață mare dumnezeiască. Și-au fost. S-au împreunat mirile cu mireasa, Hristos cu sufletul nostru, care îl avem în Hristos de la botez în inimă. Acum s-a împreunat prin partea cuvântătoare, pe minte, cu sufletul nostru. Și de la acum nu se încălzește. Peptul, coloana vertebrală, tot corpul, foc să faci.